Prima acțiune din cadrul programului se va derula pe o suprafață de 700.000 de metri pătrați pe domeniul public al municipiului, în special în zonele cu vegetație abundentă, parcuri, spații verzi, precum și în curțile unităților de învățământ. Activitatea de dezinsecție se face pentru combaterea omizilor, paraziților, precum căpușe, purici și păduchi, dar și a insectelor vectoare și de disconfort, țânțari și muște. Dezinsecția se va face prin stropire, pulverizare și ceață termică, după un program stabilit, dar și în funcție de necesitățile din teren. În același timp, programul poate suferi modificări din cauza condițiilor meteo.